Program intens la sediul Crucii Roșii Călăraș. În momentul de față, reprezentanții organizației non-profit derulează mai multe cursuri de calificare. Astfel, persoanele interesate pot urma la alegere cursuri de babysitter, îngrijitor bătrân la domiciliu, surori de Cruce Roșie, infirmiere sau brancardier. Mai multe detalii ne dă directorul Crucii Roșii, filiala Călăraș, Aura Giurcă. Perioada aglomerată la Crucea Roșie, am putea să spunem. În această perioadă aveți organizate mai multe cursuri de calificare. Spuneți-ne un pic despre ce este vorba. Crucea Roșie Călăraș este autorizată pentru cursuri de calificare de îngrijitor bătrân la domiciliu, babysitter, brancardier, asistent personal al persoanei cu handicap grav și infirmier. Cine se poate înscrie la aceste cursuri? Există un segment de vârstă sau cum? De la 18 ani în sus, oricine poate să facă aceste cursuri. Trebuie fiecare persoană să aibă minim 8 clase. Aceasta este cerință la toate cursurile. Trebuie să prezinte la sediul dumneavoastră sau unde se fac înscrierile? Da, la sediul nostru, din strada Prelungirea București, numărul 24. La noi, pentru că acolo trebuie să completeze și o cerere de înscriere, să achite taxa de înscriere, pentru fiecare curs diferită. Și trebuie să le spunem ce acte mai trebuie, că mai la dosar mai trebuie certificat de naștere, certificat de căsătorie, diploma de studii. În ce perioadă derulați aceste cursuri? Cursurile se desfășoară continuu. În momentul în care avem o grupă de minim 10 persoane, noi dăm drumul la un curs. În momentul de față avem brancardier în Oltenița, brancardier la Călăraș, infirmier la Călăraș și asistent personal al persoanei cu handicap grav în Independența, Ștefan cel Mare și Perișor. Deci toate persoanele interesate pot veni la sediul dumneavoastră, unde vor obține mai multe informații. Exact.